18 ani, sunt din Cluj și sunt elev la liceu de teatru în clasa 12. Asta știu, asta când... A, nu, confund. Muzica pentru mine este un limbaj. Bă, ăsta e ăla care a dat din cap ca un cal. Nu? Bună seara. Mă cheamă Coace Zoltan. Zoli. Câți ani ai? Am 18 ani. De unde ești? De aici, din Cluj? De aici, din Cluj. Cluj a fost foarte frumos. Am ieșit seara cu toții într-un restaurant acolo. Ne-am distrat. Mamă. Eram rupți de oboseală, dar totuși ne-am găsit energie să mergem toți să bem o bere după filmare. Foarte în regulă. Da, că deja te cam știe lumea pe aici. Uite, deja... Ce-a dus, Ami? Zoli, ce fel de muzică îți place? Îmi place toată muzica. Ah, gata, asta e ăla, dar cânta manele. Nu? Deci, inclusiv cânt și manele, dacă e nevoie. Manele? Nu e nevoie. Am pierdut concursul. Nu, dar ai grijă ce spui, că s-ar putea să fii testat. Da, cânt și manele. Și pe unde ai mai cântat? Prin parcuri, prin față la magazine, la supermarketuri. Acolo o să-ți fie succesul. În calitate de? În calitate de... De ce? Nu înțeleg întrebarea. Adică și-a câștigat omul în pâine așa. În calitate de manelino. Manelino. Ultimii mei bani de buzunar i-am câștigat cântând cu chitara pe străzi. Ah, gata, mi-aduc aminte. Cred că l-a desfințat săracul. Chelul... Îmi place foarte mult să cânt pe stradă, mai mult decât în locuri publice. Dar nu-i nimic greu în a cânta pe stradă. Manelele mele sunt cumva rocărite. Deci hai să spun o treabă. Deci tu te vrei un reprezentant al noii generații, un mare star. Terci. Îl face Terci. Practic apelezi la niște tertipuri jenante și la o atitudine foarte proastă. Copiii s-ar putea să tragă concluzia că ce faci tu e bine. Nu încerca să fii ceea ce nu ești, prietene. Cânt-o, mă, neam, să plec mai Preiau devreme. Cuvântul. Am chef să beau și altceva decât apă. Doli, cântă-ne altă piesă. Mulțumesc frumos. Nu, stai. La revedere. Stai. Gata, nu cântă nimeni nimic. Vorbim. Nu este nu. Nu cântă, nu cântă. Doar vorbim atât. Treziți-vă, mă! Ați-vă, mă, de f***. Nu, sunt simpatic. Niște tâmpenii, caracteristice vârstei. Cred că e ok atât timp cât nu e și a ieșit. Puteți să ne facem de cap. Delia. Bag-o, manea! Zi-mă! Eu n-am ieșit niciodată? Îmi place să stau acolo, după. Ia. Spui doar vorbind în care nu fac să plâng, nu crei niciun cuvânt. Sunt pline radiourile de muzica asta, așa că nu e atât de grav. Da, nu e mare aventură. Mamă ta nu mă vrea, e împotriva mea. De ce nu miți, de ce nu miți? Eu știu că nu-i ceea ce simt inima ta. Doar pe mine mă vrea. De ce mă miți, de ce mă miți? Eu știu că nu-i ceea ce simt inima ta. Nu cânta rău. De ce mă miți, de ce mă miți? Eu știu că nu-i ceea ce simt inima ta. Doar pe mine mă vrea ștat veci. Chelul acum, după atâta timp, e neschimbat. Va reacționa la fel. Bine, nu se va ridica de pe scaun în timpul interviului. Să plece, dar v-ar spune că în continuare crede că asemenea piese nu trebuie promovate într-un show cu maximă audiență, bla, 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 bla. Da, mă bucur că am ieșit afară. Oameni care nu știu să-și facă prezentarea cum trebuie. Adică dacă el nu zicea, băi, când și manele, nu te-ai ridica să treci. Nu, bineînțeles. Deci am o problemă cu chestia asta. Deci manele sunt o chestie care nu trebuie promovată în țara asta. Chelul, vreau pe Chelul! Băi, Chelule, unde ești? Chelule, oriunde ai fi, ascultă-mă, vino înapoi, Chelule, să vezi ce ai pierdut, Chelule! Consider că el nu are ce să caute în acest spectacol și dacă asta vrea să transmită tinerilor din ziua de azi, să o facă în veciu. Eu nu vreau să am probleme dintre astea false cu un anumit gen. A făcut atât de original și de fain. Ai dreptate. Și a avut public, erai parcă la un concert de-al tău, efectiv, știi? Probabil ei sunt un pic mai indulgenți. Nu-i condamn, fiecare cu alegerile lui, e normal, nu? Crezi că ai vreo piesă
prin care ai putea să-l determin pe Chelu să revină? Haide, vino înapoi! Alo, alo! Ideușa pune lanțul, aș nu mai vin acasă, am nu mai vin pe masă, am tot ce contează, aș vrea să pui de tuță, put să fac ceea ce vreau, stau la poleca de pe strada mea la masă și dau nu mai vin și niciun caz nu să mă întorc acasă, ca să ne certăm așa. Dar le dă pe lângă. Comite o greșeală și insistă să comite o greșeală. Zoli, ai zâmbet, ai zâmbet. Ai carism, ai curaj. Să știi că și Chelo a avut puțină dreptate, dar nu mă deranjează atât de tare. Faci foarte bine ce faci, îți spun sincer. Mulțumesc. Asta nu înseamnă că nu e loc de mai bine, dar faci foarte bine. Ești omul cu chitara și te acompaniezi singur. Cânti, publicul era cu tine. Pe mine asta m-a convins. Deci din partea mea ai un da. Da, să-i dăm da. Și părerea mea e să te duci ca să putem să-l chemăm înapoi pe, înțelegi, pe al nostru. Nu, nu pleca, eu stai aici, că stăm și noi până vine Chelu. Cred că e la autobuz deja. Vino încoace, Chelu, trece acasă, că nu-ți fac nimic, Chelu. Încerc să-mi aduc aminte stările de atunci și toată lumea era foarte cu mânuși cu mine. Protocolară, să nu supărăm pe Dobitoc. Da, vino înapoi, hai să facem. Și au dat seama că nu e cazul, că oricum nu reacționez la... Și când te timp cântă ce vrei. Nu pot să cred. Uite, bă, că vine Chelu, bă, ai văzut să are coricom. Dar de ce a ieșit Chelu? Că nu era, basically, ea la bază era Manea, dar nu era Manea. Nu, Chelule, tu n-ai ascultat, tu ai ieșit din principiu, dar nu ai ascultat ce a făcut. S-a răcorit omul, vezi? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Oare ce s-a întâmplat? Uite-te! Uite-te omul o piesă ca să intri pe ea. Prea al dracu ca să aud altceva decât vreau să aud. E încăpățânat ca mine, e berbec. Bună pauza. Ce ziceați? Unde ai fost? Am fumat o țigare, frate. De nervi? Nu de nervi. E foarte mulți nervi. Da, așa. Eu am verdictul. Vrei să mai lungim? A? Am verdictul. Ai verdictul? Da. Ce ai zis, da? Nu. Nu ai zis? Mulțumit. Ai doi de da și un nu. Ce ne facem? Rămâi sau pleci? Rămân. Rămâi, da? Rămâi. E perfect. Gata. Zoli, tu ești. Ai trecut. Mergi mai departe. O ser. A fost o chestie originală, că a cântat, a zis, bă, eu pot să vă cânt și o Manea, dacă e. Și toată lumea a zis, e, na, serios, ia. Da, da, cânt altfel, adică nu e ce vă așteptați, știi? Și a fost foarte tare. A trebuit să vă gândiți, poate, pe unii, să-i regăsiți de unde or fi ei și să vedem ce au ajuns, ce au făcut. Oamenii cu... Eu spun, aș face X-Factor și toate concursurile astea de talent show-urile astea, le-aș reface cu cei care au picat. După 2 ani, după 3 ani. Hai să vedem fiecare ce a ajuns.